vinovăția și ostilitatea sunt accesorii ale egoului care se înarmează cu iluzii pentru a supraviețui. Dacă te însoțește un sentiment săcăitor de vinovăție, asta se datorează faptului că egoul este alcătuit din acumulări de lucruri, de învățături, de lingușeli, de impresii senzuale, niciunul dintre acestea neavând legătură cu ființa ta reală. Bun găsit, suflete cu minți și corpuri, la cel de-al 7-lea episod al serialului nostru, Puterea sinelui secret și forța imaginației. Dacă vă simțiți vinovați, nu faceți niciodată greșeala de a crede că sentimentele provin din cenzura sinelui secret, care nu face astfel de judecăți slabe umane. Vinovăția este, în general, cauzată de învățăturile acumulate din societate, care acționează în individ ca un stimulent sau un factor de descurajare a anumitor acțiuni. O astfel de cenzură se bazează rare ori pe un adevăr durabil, deoarece presiunile societății pentru conformitate sunt adesea în contradicție cu presiunile divinității pentru individualitate. Ostilitatea este cealaltă față a vinovăției și se manifestă la persoanele agresive. Atât vinovăția cât și ostilitatea sunt produse ale egoului și dispar atunci când individul se centrează în regiunile mai profunde ale conștiinței. Atunci este omul implicat emoțional în vanități ale micului ego, care este de fapt servitorul sinelui secret. Calea spre pacea minții constă în abandonarea voinței ca instrument al egoului și centrarea conștiinței în marea înțelepciune universală. Prin extinderea conștiinței pe care o aduce acest transfer psihologic, căpătăm o înțelegere care era înainte imposibilă. Într-un mod care transcende explicația materială, ne însușim câte un pic din identitatea a tot ceea ce ne traversează conștiința. În acest mod, reușim să înțelegem pe ceilalți participând efectiv la conștiința lor, iar această supercunoaștere, această intuiție profundă aduce acțiunii și muncii noastre o mare eficacitate aproape supranaturală. Când ne extindem conștiința, ne mișcăm în centrul evenimentelor ca și cum am ordona evenimentele, pentru că ne mișcăm în armonie cu adevărata lor natură și suntem călăuziți în toate de un principiu care vede atât scopul ce trebuie atins, cât și mijloacele pentru a-l atinge. Și pentru că am abandonat egoul și ne mișcăm ca răspuns la această voință universală, acționăm cu o siguranță absolută, cu o eficacitate totală, fără hazard, fără teamă, suntem dominați de acum înainte de o pace interioară și de o bucurie absolută. Este un fapt tare curios și ironic acela că atunci când circumstanțele merg împotriva dorințelor noastre personale, atribuim frustrarea noastră ghinionului, pe când atunci când accedem pe culmile succesului, nu mai este vorba de ghinion sau noroc. Priceperea și îndemânarea noastră ne-au condus acolo. În realitate, atât norocul cât și îndemânarea emană din convingeri adânc înrădăcinate în subconștientul nostru. Omul adormit nu știe dacă mintea domină materia sau materia domină mintea. El acceptă faptul că mintea domină materia în anumite circumstanțe, dar tinde să considere aceste circumstanțe ca fiind mai degrabă excepția decât regula. El vede cum atitudinea mentală determină rezultatul unor competiții sportive, cum se depășește un handicap fizic, dar când vine vorba de adoptarea completă în viața de zi cu zi a unei abordări de tip mintea e stăpânul corpului, fii stăpânul minții, adormitul nu reușește niciodată să o facă. Dacă mintea domină vreodată materia, trebuie să o facă în baza unui principiu absolut aplicat corect. Acest principiu absolut nu ar putea fi un lucru care să funcționeze o parte din timp sau din când în când sau care să răspundă la întâmplare, ci trebuie că este o lege care funcționează întotdeauna exact în același mod. Este ușor de observat că omul care nu vrea să escaladeze un munte nu urcă niciodată unul. Apoi observăm că dintre oamenii care vor să urce pe munți, un număr foarte mare nu urcă niciodată. Este dificil de spus de ce își doresc oamenii ceva.
Observăm că aproape toată lumea ar prefera să experimenteze plăcerea, nu durerea, dar suntem conștienți de faptul că anumite persoane nu numai că își înfigace în corp, ci și mențin atitudini fizice chinuitoare pe perioade îndelungate de timp. Astfel de persoane par să fie ales durerea în locul plăcerii, cel puțin în sens fizic, și că au făcut un astfel de lucru datorită unui impuls interior, fie situat deasupra principiului durere-plăcere, fie legat de acesta într-un mod foarte obscur. Dorința ar trebui să fie atitudinea interioară prin care vrem să nu ne mai fie dor de ceva anume, adică să nu ne mai lipsească. Eu prefer să-i spun dorinței năzuință, viziune, câtă vreme vine de la dor. Și dor îți poate fi atunci când ceva îți lipsește. Năzuința de a atinge un scop este singurul lucru care face ca o experiență plină de durere să poată fi suportată. Năzuința este un adevărat opiaceu. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult te impulsionează, iar acest impuls este înrădăcinat în viziunea ta interioară. În măsura în care suntem vii și întemnițați în această masă de carne reactivă, în aceeași măsură urmărim neîncetat viziunile care ne posedă. Fie că imaginile noastre mentale sunt despre clădiri care trebuie construite sau despre bănci care trebuie jefuite, asta nu face nici cea mai mică diferență în ceea ce privește impulsul motor care se dezvoltă în interiorul nostru. Lucrurile care ocupă mintea unui om vor face parte în curând din viața sa, dacă nu cumva fac deja parte din ea. Modul în care a evoluat ființa umană este un lucru extrem de curios. Capacitatea de reflecție mentală care s-a dezvoltat lent în psihicul său de-a lungul evoluției i-a permis să formeze în mintea sa imagini în total dezacord cu lumea din jurul său. Omul poate, dacă vrea, printr-un salt al imaginației, să se transforme într-o clipită din sărac în bogat, să se teleporteze din București la Milano sau Tokyo. Și astfel în centrul conștient al ființei sale nu mai este sclavul lumii în care se află. Viața este în mare parte o chestiune de disciplinare a propriei persoane pentru a îndura suferința în vederea atingerii unui scop urmărit. Însă omul adormit profită adesea de puterea de imaginare a minții pentru a căuta un refugiu din fața realității și, ca urmare, dezvoltă un fel de gândire bazată pe dorit, pe dor de, pe lipsuri, adică ceea ce face gândirea absolut ineficientă în orice împrejurare. Ca o ironie a sorții, omul întoarce puterea imaginației asupra lui însuși, își distruge capacitatea de a influența lumea exterioară, forțându-o să lucreze la probleme care n-au nicio legătură cu lumea exterioară. Victimele unor astfel de iluzii populează spitalele de boli mentale. Pe de altă parte, imaginația aduce cu sine și binecuvântări. Este vederea mistică ce îi permite omului să privească ceea ce îl înconjoară cu ochiul interior și să perceapă în adâncul ființei sale un potențial ascuns. Această valorificare a puterii minții de a crea imagini în lumea exterioară, a lucrurilor și evenimentelor, a transformat viața pe pământ, i-a permis omului în câteva secole scurte nu numai să obțină dominația asupra mediului său, ci și să ajungă pe punctul de a extinde această dominație prin continuumul spațiu-timp al universului. Gândirea modernă împarte lumea în două clase diferite de lucruri, una de substanță, cealaltă de inteligență. Știința se străduiește să clasifice substanța, ea cataloghează elementele și diferitele lor combinații, delimitează componența moleculelor a căror coeziune formează elementele, descompune molecula în diferite greutăți atomice și chiar diferențiază atomul într-un nucleu și un anumit număr de electroni care îl înconjoară. În acest punct, diferența dintre hidrogen și plumb, de exemplu, a devenit uimitor de mică. Fiecare are un nucleu invizibil înconjurat de un anumit număr de electroni, mai mulți în cazul plumbului, dar diferența dintre hidrogen și plumb pare a fi mai degrabă una de grad decât una de natură.
Confuzia noastră crește atunci când, prin procesul brusc de fiziune nucleară, atomul însuși este redus la nimic măsurabil, dispărând într-o flacără, iar noi suntem forțați să ne întrebăm în cele din urmă dacă substanța este cu adevărat substanță sau reprezintă doar o idee indusă de marea inteligență universală însăși. Dacă examinăm orice conștiință, găsim în mod inevitabil un fel de corp, o greutate, un cântar și o dimensiune care găzduiește inteligența examinată și care refuză orice fel de examinare separată de aceasta. Pare cel mai probabil că materia și inteligența sunt unul și același lucru, că inteligența este doar o manifestare superioară a materiei, devenind evidentă doar în acea substanță care capătă complexitate. Odată ce am căzut de acord că inteligența este o manifestare a formei, ajungem în mod inevitabil la concluzia că inteligența, deși este o manifestare a materiei, este superioară și deține controlul de bază asupra materiei. Pe scurt, inteligența sau conștiința are în sine controlul inerent asupra tuturor circumstanțelor fizice, asupra tuturor evenimentelor. Ceea ce omul numește materie sau substanță nu are niciun fel de existență. Așa numita materie nu este altceva decât undă a mișcării luminii, divizată electric în perechi opuse, apoi condiționate și modelate în ceea ce numim diferite substanțe ale materiei. Cu alte cuvinte, materia nu este decât mișcarea luminii, iar mișcarea nu este substanță. Gânditorii noștri creativi trebuie să se uite în primul rând la lumină pentru a realiza miracolele de mâine. Lumină, energie și inteligență. Oricare dintre cele trei alegeți să recunoașteți ca fiind forța motrice din spatele universului, cel mai important este să fii capabil să recunoști că substanța este doar relativă, nu este deloc un lucru solid și absolut, ci este reprezentativă pentru funcționarea minții și întotdeauna supusă minții. Dacă atomii unui obiect din oțel, de exemplu, și-ar înceta mișcarea pentru o clipă, ați putea să vă înfigeți degetul prin oțel cu aceeași ușurință cu care îl înfigeți prin aer. Puteți înfige degetul prin aer pentru că aerul are o densitate mai mică. Știți ce înseamnă asta? Că cineva sau ceva cu o densitate mult mai mare decât a noastră poate trece prin noi ca prin brânză. La baza construcției materiei se află o simetrie născută, un fel de ideație matematică ce poate fi atribuită doar unei mari minți gânditoare. Atomul însuși, cel mai mic element constitutiv al substanței, are o coeziune și o compoziție estetică ce, dincolo de toate lucrurile, implică individualitate. Atomul indică un scop și o dorință de supraviețuire, iar de la momentul la care un număr suficient de atomi cu o compoziție electronică potrivită au fost combinați pentru a forma o moleculă de proteină, a mai trecut foarte puțin timp până când au crescut brațe, picioare, ochi și creier și s-a mișcat pe suprafața materiei o ființă autonomă care avea să caute să domine asupra mediului său, omul. Atunci când reflectăm asupra originilor vieții și scopurilor evoluției, suntem imediat loviți de imaginea unei complexități crescânde. De la amibă la om au trecut multe milioane de ani, iar cele două par a fi abia legate între ele. Cu toate acestea, pasul de la materia neanimată la materia animată, așa cum este ea reprezentată de amibă, este poate mai uluitor decât pasul de la amibă la om, deoarece acesta din urmă reprezintă pur și simplu o creștere a complexității, în timp ce primul pas reprezintă ceva cu totul diferit de ceea ce l-a precedat. Din masele de zgură, rocă și abur a apărut un element care se mișca, creștea și se menținea pe sine, viața. Creșterea nu a fost atât de mult o evoluție a unui lucru dintr-un alt lucru, ci mai degrabă o adăugare la un lucru a unor caracteristici care lipseau, astfel încât diferența de condiție între un lucru animat și unul neanimat putem spune că este în primul rând una de complexitate față de simplitate.
Niciun fizician sau chimist nu va nega faptul că molecula de proteină este mai complexă decât moleculele elementelor anorganice. O mare schimbare a avut loc cândva în natură pentru ca viața să se dezvolte dintr-o substanță neanimată, dar pentru ca acest lucru să se întâmple vreodată, conștiința trebuia să fie inerentă în toată materia. Conștiința este responsabilă pentru formă. Oriunde se află forma, există de asemenea o prezență inteligentă. Aceasta locuiește în stâncă și în munte, la fel de sigur ca și în ființa umană. Forma lucrului depinde de ideea care conține moleculele sale zburdalnice în anumite limite, iar acest contur este la fel de sigur ca și conceptul de matematică, așa cum este la fel de sigur că e definit de o ființă gânditoare a cărei prezență se găsește întotdeauna în interiorul formei. Merită să ne întrebăm cum a început să se manifeste inteligența primordială în univers și dacă omul a divorțat sau nu de această inteligență originară, este supus acesteia ca un sclav față de stăpân sau legat ombilical de ea în așa fel încât el este ea și ea este el. Cei care consideră că haosul este creatorul lumilor, coincidența responsabilă de formarea omului, iar zădărnicia ca marcă a vieții, găsesc la tot pasul exact un astfel de univers. Cei care percep un creator împietrit care dă ordine vasalilor săi, nu pot să nu fie impresionați de inegalitatea sorții umane și să nu perceapă în lume multă amărăciune și durere. Cei care văd însă o prezență ce locuiește în toate lucrurile știu instinctiv că toate formele lumii sunt doar idei cărora li s-a dat substanță, că mintea care le susține pe fiecare dintre ele locuiește în ele însele și că, prin urmare, ele sunt parte integrantă a oricărei păci, perfecțiuni și eficiențe. Lumea, ca întotdeauna, se dovedește a fi exact ceea ce conștiința noastră este condiționată să vadă. Această premisă uimitoare și extraordinar de dinamică este cea pe care se bazează viața, legea centrală pe care se bazează evoluția însăși. Vedem doar ceea ce credem că vom vedea și, în consecință, lumea este populată cu lucruri și evenimente scoase la iveală din conștiința noastră. Nu credeți acest lucru? Luați în considerare un cuțit obișnuit. Pentru brutar, acesta este un instrument cu care se împarte o pâine în mai multe părți. Pentru un gospodar furios este o armă cu care poate scăpa de obiectul furiei sale. Pentru chirurgul venit la patul unui bolnav fără instrumente este o unealtă salvatoare care îi va permite să scoată din abdomenul pacientului său un apendice bolnav. Un lucru este ceea ce este datorită relației cu cel care îl privește. El nu are niciodată calități adevărate, deoarece simțurile noastre sunt prea grosiere pentru a percepe vreun adevăr despre acel obiect, în afară de adevărul care provine din conștiința noastră. Și asta ne afectează cel mai mult, pentru că atunci când vedem cuțitul, nu ne gândim la felul și calitatea oțelului și dacă acesta are substanță sau este doar o idee, ci privim cuțitul doar pentru a determina relația sa cu noi și asta este tot ceea ce vedem. Pentru a înțelege premisa științifică potrivit căreia materia nu este deloc materie, ci mișcare intensă, cantonată în limite spațiale, înseamnă să ajungi la un vârf al libertății mentale și spirituale care nu ți va mai permite niciodată să te lași intimidat de lucrurile și circumstanțele din jurul tău. Ele nu sunt mai reale decât condiționarea conștiinței tale, iar tu poți, printr-un act de creștere a conștientizării mentale, să le schimbi din lucrurile care crezi că sunt în ceva total și complet diferit. Iar acesta este profundul adevăr. Aici batem la ușa ocultismului. Conform învățăturilor antice, putem să mutăm munții din loc, să schimbăm apa în vin, să liniștim vânturile și într-adevăr am putea să o facem odată ce vom învăța adevărul care rupe vălul, conform căruia toți munții se află în mintea noastră, așa cum sunt toate limitările și lipsurile, toate furtunile. Luați și voi această decizie atot cuprinzătoare să acceptați că materia este supusă minții,
și veți vedea imediat că lumea și tot ce se află în ea este doar un efect al conștiinței, o manifestare parțială a gândului. Lucrurile ne arată doar o parte care reflectă gândirea noastră despre ele și nu se schimbă cu adevărat atunci când gândul nostru despre ele se schimbă, ci ne dezvăluie nouă privitorilor doar un alt aspect pe care conștiința noastră este pregătită să-l perceapă. Această descompunere metafizică a universului este de mare ajutor în adaptarea propriei persoane la premiza de a lucra mai întâi cu mintea și de a lăsa evenimentele să se dezvolte într-o impulsiune interioară proprie. Odată ce suntem pe deplin convinși de cauzele mentale care stau la baza tuturor lucrurilor, nu ne mai simțim împinși să alergăm, să ne punem mâinile în cap, să încercăm într-un fel sau altul să constrângem lumea să se potrivească modelului din mintea noastră. O singură inteligență se află în centrul tuturor evenimentelor și aceeași inteligență se află și în centrul propriei voastre naturi. Odată ce ai dobândit suficientă înțelepciune pentru a fi preocupat doar de propria conștiință și de disciplina interioară care o poate extinde, poți fi sigur că lumea exterioară va fi o reflectare a celei interioare, că lucrezi cu cauzele profunde ale mediului tău. Dominarea minții asupra materiei nu este atât de mult o dominație mentală asupra lucrurilor materiale, cât este o conștientizare a multiplelor lor laturi și a potențialității nelimitate. Acceptarea de către observator a oricărei fațete a unui lucru, ca fiind totalitatea acelui lucru, conferă automat o limitare a percepției asupra acelui lucru. În această privință, viețile noastre sunt ghidate de umbre, de aspectele semnificative pe care le dăm lucrurilor și evenimentelor ce le întâlnim în lume, iar conștiința noastră nu este niciodată atât de mult un produs al circumstanțelor, pe cât sunt circumstanțele rezultatul conștiinței noastre. Când durerea este amestecată cu locurile și evenimentele, nu reușim să le vizităm, să avem contact cu ele și să le scoatem din amintiri. Mai degrabă alegem să credem că ne pot crește aripi și că vom zbura. Atât de capricios este egoul care evită durerea și caută plăcerea în eforturile sale de a ne ascunde adevăratul nostru sine. Această calitate a egoului de a acoperi lucrurile, de a se interpune precum un văl între noi și sinele nostru superior, este ceea ce face ca fiecare dintre noi să folosească 1000 de euri în desfășurarea vieții sale și să nu fim niciodată vreunul din aceste euri sau toți la un loc. Pentru că nu știm cu adevărat cine suntem, căutăm în fiecare situație un rol de jucat, fără să simțim vreun sentiment de înșelăciune sau de impostură de orice fel, ci acceptăm cu nonșalanță faptul că avem un eu cameleonic ce își adaptează culorile la fundal. La birou suntem un alt eu pentru șef decât cel care suntem pentru subalternii noștri. Acasă suntem un alt eu pentru soțul, soția noastră decât pentru copiii noștri. Adesea prezentăm un sine diferit vecinului din stânga față de sinele pe care îl prezentăm vecinului din dreapta. Rare ori știm cum se face că ajungem în diversele roluri pe care le jucăm. Când organizăm o petrecere și selectăm cu grijă lista invitaților cu gândul ca aceștia să se înțeleagă, nu omogenitatea invitaților este cea pe care o analizează ochiul nostru, ci dacă am jucat până la momentul petrecerii același rol cu toți aceștia și, prin urmare, putem fi un singur sine la petrecerea pe care o organizăm. Dacă, din întâmplare, sosește un oaspete neinvitat, această apariție bruscă este întâmpinată cu o profundă consternare, deoarece ni se impune necesitatea de a juca două roluri diferite. Asta trezește în adâncul psihicului nostru nuanțele neliniștitoare ale schizofreniei. Știința a urmărit substanța în laboratoarele sale de la munte până la atom, dar nu a dezlegat alte enigme decât cele care se rezumă la un fel de construcție elementară, iar singura sa realizare în căutarea secretului vieții a fost să alunge materia de pe scena fizică într-un tărâm al invizibilității unde nu mai poate fi percepută și cu atât mai puțin înțeleasă prin metodele și instrumentele disponibile. Omul este un animal reactiv și, în general, joacă rolul așteptat de la el.
rar și înțelept este cel capabil să se debaraseze de acest automatism. El poate face acest lucru numai recunoscând că în fiecare atom rezidă spiritul animator identic. Percepția intuitivă îi permite omului trezit să-și ia locul în fiecare eveniment în funcție de interesele cele mai bune ale propriei sale naturi. Cu toții ne naștem într-o robie a simțurilor și, în măsura în care acordăm un credit absolut dovezilor lor, rămânem sclavilor. Doar atunci când ajungem la o intuiție mistică a universalității inteligenței, suntem în sfârșit capabili să realizăm în esență că materia este doar minte și că în fiecare dintre noi este înnăscută aceeași ființă rezidentă care există pretutindeni în orice moment și în toate lucrurile, părând a fi diferită în funcție de forma în care a intrat, dar rămânând în esență una indivizibilă și infinită. Din când în când apare cât un om care printr-o evoluție ciudată, printr-un salt evolutiv, pare să depășească robia care îi ține strâns pe ceilalți. Un astfel de om a fost Edgar Cayce. Nu numai că era capabil să citească gândurile, să vadă lucruri și evenimente la distanță, putea să și apeleze la mintea universală pentru a obține toată cunoașterea din ea. Percepțiile lui Cayce ocoleau timpul, spațiul, materia, iar isprăvile sale atent documentate nu au fost niciodată infirmate. În transă hipnotică a devenit cel mai erudit dintre oameni, având la îndemână toate cunoștințele din domeniile medicinei și religiei, deși în starea normală de veghe era total lipsit de educație. Iar Edgar Cayce nu este singurul. Toate geniile prezintă această putere stranie de a transcende limitele materiei printr-un salt gigantic al minții. Toate geniile au folosit o putere secretă a minții pentru a realiza miracolele lor. Deși omul de geniu este destul de rar, în anumite momente din viață suntem cu toții privilegiați să ne bucurăm de o intuiție mistică. Uneori avem parte de mai puține, alteori de mai multe astfel de momente. Intuiția este puterea prin care se fac toate lucrurile. Nimeni nu a construit vreodată o clădire îngrămădind cărămizile la întâmplare. O clădire se construiește mai întâi în mintea cuiva, cineva o vede înălțându-se spre soare clară și solidă în imaginația sa, cu mult înainte să fie făcută prima mișcare fizică pentru a o construi. În fiecare om există facultăți latente prin intermediul cărora el poate dobândi pentru sine cunoașterea lumilor superioare. Certitudinea interioară, intuiția, este cea care ne conduce în acțiunea concretă. Omul modern se mândrește în mod exagerat cu puterile rațiunii sale, punând astfel căruța înaintea boilor. Adevărul golgoluț este acela că omul își urmează rare ori rațiunea. Rațiunea îl urmează pe el. O privire asupra istoriei lumii ne arată cât de adevărat este acest lucru. Rațiunea i-a spus lui Columb că lumea este plată, intuiția că este rotundă. Rațiunea l-a făcut să navigheze pe mările sigure din jurul Europei sale natale, intuiția l-a condus însă pe ape neexplorate spre o lume nouă. Rațiunea i-a spus lui Pasteur că bolile sunt cauzate de febra sângelui, intuiția l-a condus să caute bacterii, apărând astfel medicina preventivă. Dobândind îndemânare în lucrări și acțiuni, atunci când învățăm să ne încredințăm complet șoaptelor sufletului și să încetăm să mai acționăm ca răspuns la evenimentele și circumstanțele din jurul nostru. Există trei puncte principale în doctrina minții asupra materiei care trebuie să fie foarte clar înțelese. Un cosmos invizibil, dar real, care susține lumea aparentă, există o legătură stabilită între această lume reală, dar nevăzută, și lumea aparentă, lumea iluzorie a simțurilor. Această conexiune poate fi percepută și controlată de către conștiința disciplinată a omului. Metodele noastre de investigație științifică au făcut până acum prea puțin progres și nu putem deocamdată supune conștiința analizei cu ajutorul microscopului de laborator sau remeneului. S-a dovedit cu succes însă că există o metodă de comunicare între minți dincolo de cea pur senzorială,
dar acest întreg domeniu al existenței omului rămâne în mare parte neinvestigat, exact ca un continent ciudat și întunecat. Oamenii au vise în care se văd făcând un anumit lucru într-un anumit loc, iar câteva zile mai târziu se regăsesc în acel loc făcând acel lucru. Nu trece nicio zi fără să se întâmple nenumărate manifestări de acest fel. Continentul întunecat al psihicului neinvestigat al omului ne trimite semne. Când îi vom acorda în sfârșit întreaga noastră atenție, lumea va fi martora unui salt evolutiv cum nu a mai avut loc până acum. Lumea care este percepută prin intermediul simțurilor noastre este doar o reprezentare parțial revelată a lumii care există în interiorul nostru. Ne petrecem cea mai mare parte a zilelor noastre gândind, planificând și plănuind, încercând să dăm naștere unor idei, dar acțiunile noastre se bazează întotdeauna pe faptul că lucrurile pe care le întâlnim în lume sunt cele cu adevărat influente. Atunci când suntem capabili să percepem toate lucrurile ca fiind manifestări ale conceptelor de gândire, putem privi dincolo de fiecare dintre ele spre ideea care le-a dat formă. Odată ce ne vom fi îndreptat privirea în această direcție, se cheamă că ne ocupăm de puterea de bază creatoare a universului și am început să vedem legătura stabilită între lumea conștiinței și lumea substanței. Intelectul prin el însuși nu mișcă nimic, spunea Aristotel, iar psihologia modernă a confirmat această lege. Întâlnim doar acele circumstanțe care reflectă calitatea conștiinței noastre profunde, adică vedem doar ceea ce suntem, iar această calitate a conștiinței noastre este egoul nostru care ne amăgește cu privire la lume. Cei mai mulți oameni continuă să alerge în aceleași situații la nesfârșit. Unii sunt accidentați sau predispuși la accidente, alții sunt veșnic îngrijorați de sănătatea lor, alții fac să eșueze o afacere după alta și așa mai departe. Unele vieți capătă tonul unei tragedii epice, deoarece soarta pare să îngrămădească în ele o nenorocire după alta. Nu e însă vorba de nicio nenorocire în ceea ce întâlnesc asemenea oameni, ci doar de manifestarea exterioară a funcționării interioare a minților. Viața ne aduce mereu în contact cu acele lucruri pe care nu reușim să le înțelegem. De asta am venit aici în această lume materială, să înțelegem, să experimentăm până când vom înțelege. Atâta timp cât conștiința noastră nu crește, atâta timp cât vederea noastră interioară nu pătrunde dincolo de lucruri, viața va continua să ne dea circumstanțe care ne înving până când capetele noastre vor fi însângerate și plecate, până când vom înțelege în cele din urmă sau vom fi învinși complet. Legătura stabilă între lumea nevăzută a minții și lumea exterioară a simțurilor este aceasta. Lumea exterioară este întotdeauna o proiecție a celei interioare. Conținutul său emoțional este același cu conținutul emoțional al conștiinței care o privește. Influența ei asupra individului este întotdeauna în funcție de ceea ce percepe, iar ceea ce percepe vine din interiorul său, nu din exterior. Puterea voinței de una singură este cel mai adesea o cale spre durere, nu una spre putere. Când ne gândim la puterea voinței, cei mai mulți dintre noi se gândesc la exercitarea voinței noastre împotriva voinței altor oameni, însă singurul loc în care puterea voinței noastre poate fi folosită în mod eficient este în disciplinarea conștiinței noastre interioare. Putem, în ultimă instanță, să alegem să gândim doar acele gânduri pe care vrem să le gândim, iar această putere de alegere este cea care îi conferă omului libertatea sa. Prin ea îi se dă puterea de a se reface pe sine însuși conform oricărei imagini pe care și-o poate imagina. El își poate vindeca trupul, își poate vindeca sufletul, poate să-și modeleze propria personalitate, să-și sporească puterea voinței, să producă stări hipnotice sau de extaz. Toată puterea unui individ stă în disciplinarea propriei conștiințe și toată puterea lui constă în capacitatea sa de a produce credință în propriul templu interior.
căci numai credința este capabilă să dezvolte în noi o imagine mentală opusă celei pe care am întreținut-o în mod greșit și ne-a dus în ruină. Când avem cunoștințe reale, procedăm cu încredere. Când ne îndoim, suntem nesiguri de noi înșine, temători. Acesta este contrastul dintre omul cu multă credință și omul cu puțină credință. Primul trece prin viață ca și cum ar avea un geniu special alături de el, o putere supranaturală la care poate apela în fiecare împrejurare, în timp ce cel de-al doilea acționează cu o viziune încețoșată și distorsionată din interior, cu prudență exagerată, cu îndoială și cu teamă. Substanța lucrurilor sperate este o substanță reală formată din imagini mentale la fel de concrete și detaliate, așa cum sunt detaliile din lumea simțurilor. Dovada lucrurilor nevăzute este o dovadă interioară culeasă prin puterea imaginației de a crea imagini. Ne este absolut imposibil să acționăm împotriva cunoștințelor noastre. Un om nu va păși în fața unui automobil care circulă cu viteză pentru că știe că va fi ucis. Nu va merge pe apă pentru că știe că se va scufunda. Nu se va aventura nici măcar într-o nouă afacere pentru că el crede că va eșua. Nici o cantitate de persoasiune nu-i poate schimba reacția la ceea ce știe, dar ceea ce el știe poate fi schimbat, iar cea mai directă și mai eficientă manieră de a schimba lucrurile este prin schimbarea imaginilor din conștiința sa. Dacă omul învață să-și vizualizeze clar obiectivul, într-o zi va putea să se lanseze într-o nouă aventură și să aibă succes. Conținutul emoțional al imaginii din mintea sa se va infiltra în regiuni mai profunde ale conștiinței și îl va provoca la o acțiune concretă. Dacă ne gândim că suntem puternici, în cele din urmă devenim puternici. Dacă ne gândim la noi înșine ca fiind determinați, în cele din urmă ajungem la tenacitate. Dacă ne gândim la noi înșine ca fiind înzestrați cu putere, ajungem în cele din urmă să obținem ascendența asupra circumstanțelor. Mintea are o putere infinită de a ne influența, deoarece noi acționăm în conformitate cu conceptele sale, în timp ce ne proiectează în fața noastră imagini interioare care ne stimulează în acțiune și atitudine. Mâncatul, activitatea sexuală, reacția motorie, activitatea intelectuală sunt toate declanșate de imaginile pe care le întreținem în mintea noastră. În toate lucrările noastre suntem stimulați de idei. Lumea însăși este o idee, iar noi reacționăm la ea. Putem schimba influența lumii asupra noastră prin a origina ideea în conștiință, stimulându-ne astfel pe noi înșine și încetând să mai reacționăm la informațiile venite pe calea celor cinci simțuri. Îndrăzniți așadar să fiți proprii voștri observatori. Sunteți gânditorii, nu gândurile. Când investiți gândurile cu energia atenției și credință, le imprimați calea de materializare, iar cu claritatea imaginației voastre le oferiți tiparul pe care vreți să-l reproducă în lumea materială. Fie că vreți, fie că nu vreți, lucrurile funcționează astfel. Cei ce nu vor să accepte se vor confrunta cu haosul. Dacă veți avea înțelepciunea să acceptați, nu vă va mai lipsi nimic din ceea ce aveți nevoie să trăiți fericiți. Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând și vă invită să îndrăzniți să vreți.